Bună ziua, dragi, bun găsit la Ateliu cu Prof Online. Deci, nu sunt pe gânduri, punem treaba cu, spuneam, tema pentru acasă. Uite că nu aștept să prea bine, o să aștept pentru Marcus, tema pentru acasă. Ștefania, pentru că până în momentul de față s-a lucrat cu mulțimea numerelor naturale, nu? Formate din ce elemente? Formate din elementele 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Da? Până la infinit. Adică până când nu mai putem să numărăm și lăsăm și la copii, și la nepoți, și la nepoți, să numere ei și tot nu ar trebui la nici ei. Asta înseamnă infinit. Deci, neterminată vreodată numărarea asta. Așadar, în mulțimea aceasta a numărul natural s-au făcut tot felul de operații. Am făcut adunare, scădere, mulțire și împărțire, nu? De aici am adunat două numere, zicem, la adunare. Ne-am descurca foarte bine cu varianta următoare. Deci când am zis 79 plus 40, 423, știm foarte bine că adunăm unitățile, zecile, da? Deci practic adunând unitățile construim o 10, aceea să ducem mai în față, adunând zecile și dacă depășește facem sute, da? Să ducem mai în față. Ăsta e motivul. Deci și 9 și cu 3, 12. 2 și 1, adică o 10 aceea, da. Și o ducem la 10, 1 același, cu 2 fac 3, 3 și cu 7, 10, 0, și am construit 100 de fapt. Da. Da? 100 aceea o ducem la 4 și face 5. 502, da? Asta este la adunare. Apoi, am văzut adunare sau scădere, merg mână-mână, la fel se procedează. Adunare, scădere, da? Scădere. Și înmulțire. La înmulțire aici știm bine, ca să meargă treaba foarte repede, tot am să zic așa, 79 ori 423, așa cum la adunare le punem una sub alta, și la înmulțire vom face același lucru, ca să meargă mult mai repede. Și am să scriu numărul mai mare întâi, ca de înmulțit, că oricare dintre ei nu poate fi pus pe loc întâi, deci este egal și cu 423. Ori 79, și atunci zicem 423 ori 79. Aici nu neapărat să le punem unități sub unități, 10 sub 10 la înmulțire, nu e obligatoriu. Important aici când înmulțim, atenție, să facem exact sub cifra cu care înmulțim, construim șirul respectiv, de la dreapta spre stânga. Am întâlnit să știi, nu o să mă crezi, dar spun eu sigur că am întâlnit cazurile acestea când era în clasa a 8-a, a 9-a și nu știa să înmulțească. Nu înțelegea că cârtul trebuie construit de șir, până și în stânga și în dreapta aiurea. Deci până acolo, dacă nu sunt lucruri înțelese la timp, te trezești că, mă rog, ajungi să termin liceul și nu știi să faci o mulțire. Da! Am făcut altă seară, am avut două elevi în clasa a 12-a, nu știau nimic. Și eu trecut așa din clasă în clasă, cum s-o fi întâmplat, habar n-am. Cert este că nu eram nici la nivelul clasei a doua. Se uitau cu ochii așa, nu înțelegea nimic. E foarte grav. De ce? A trebuit făcute lucruri la timp. Așadar, 9 ori 3, 27, 7, 2, 3, ținem, dar e 20. De ce ducem pe 2 acela în față? 9 ori 2, 18, cu 2, 20, 0 și 2. 9 ori 4, 36, 36 și cu 2, 38. 7 ori 3, 21 și 2. 7 ori 2, 2, 14 și cu 2, 16, 6 și 1, 7 ori 4, 28, 7, 1, 8 și cu 6, 14, foarte bine, 13 și bine. 3.
33.417. Deci, la înmulțire, face aici, ca rezultat, 33.417. Și la împărțire, da? La împărțire, deci înmulțire, împărțirea, da? Să zicem, pe 423 îl împărțim la 79. Pe 423 împărțim. De împărțit o să fie mai mare decât împărțitor, da? E bine, ca să facem asta, așa se întâmpla până în momentul de față. Așa am gândit, așa în registrul ăsta am lucrat. Deci cât ne dă, crezi tu, dacă pe 423 împărțim la 79? Știm rezultatul? Nu știm. Dar dacă am să împart pe 33.000, hai să iau așa, 33.417 împărțit la 423. Știi rezultatul? Da. Cât este? 79. Perfect! Perfect! Face 79 și să ne convingem că așa este. Da. Deci 33.000, să zicem, 33.417 împărțit la 423 este egal cu? 334 nu se poate. Da, nu se poate. Luăm mai luăm o cifră. Da. Ca 4 în 33. Așa gândim, da? Da. 4 ori cât? 8 ori ar veni. 8 ori, da. 4, 32. Dar fiindcă mai vine din urmă, da, cred că va depăși. De aceea luăm de 7 ori. Știi că, încă o dată spun, în mod cert, hai să le arătăm tuturor prietenilor că eu am dreptate. Dar știi de ce am și dreptate? Că m-am uitat de câte ori să-mi agrezi. Da? Hai să fim cinstit acum. Deci în afară de faptul că am bănuit că nu va merge, dar și m-am convins că nu va merge, că e 7-le astea, da? Deci 7, hai să luăm 7, dacă mi-a spus-o acum. Da. 7 ori 3. 21, 1 și 2, 7 ori 2. 14, 14 și cu 2, 16, 6 și 1, 7 ori 4, 28, 28 și cu 2, cu 1, 28 și cu 29. Da, 29. E asta de aici, 2, 9, 6, 1. Da. Că am mulțit atunci, da? 2, 9, 6, 1. Așa, și face... 0, da. 14 fără 6, 8. 12 fără 9, 3. Da, foarte bine. Și nimic. 380 mai mic decât 423, da, deși e bună treaba. Și acum luăm pe 7. Coborâm pe 7. Da. 423 în 303. 3807. Ca 4 în 38. De 9 ori. 9 ori 4, 36. Și merge treaba. Da. Și 9 ori 3, 27, tu se închide. Da. Nu? 9 ori 3, 27. 7. 9 ori 2, 18. 2, 18. Și cu... 18 și cu 2. Da. 20. 20. 9 ori 4, 36. Da. Și cu 2... 28. 28. Nu, 38, da. 38, da. Da, 38. Dar știi ce? Mai întâi s-a construit 2, 9, 6, 1. Așa. Și acum s-a construit 3807. Da. Este procedeul invers. Da, din jos în sus. De fapt, asta trebuie să înțelegem că prin împărțire este mulțirea luată de la sfârșit. Deci nimic, 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 79. Da. Dragilor, dacă veți împărți pe 3300... nu, 33.417 la 79 ne va da câtul împărțirii? 423, da? Deci 33.417 împărțit la 79 va fi rezultatul fără doar și poate 423. N-aveți decât să faceți asta acasă. Eu, în etapa în care spune problema învățării în tablei mulțiri, ca să fie foarte bine așezat în mintea noastră, eu obișnuiesc să le spun așa la cei care au încă greutăți. Să nu credeți că la început tabla mulțirii așa se așează în mintea ta deodată și ce fericit ești că tu o știi peste noapte. Nu, trebuie muncă până când toate legăturile se fac. Și de ce le spun așa? Luați două numere,
la întâmplare. Nu știți prea bine și cu tabla mulțirii lângă voi, încerci să dai tu răspunsul la mulțirea asta, 9 ori 3. Nu prea ți aduce aminte 9 ori 3. Încerci să faci 9 ori 3, te gândești la 3 ori 10, egal cu 3 ori 9. Dar 3 ori 10, 3 ori 10, fac 30. Da? Și numai de 9 ori luați 3-urile, nu de 10 ori. Înseamnă că scoți din 30 un 3 și din 30 scoți un 3, face 27. Da? Sau altfel spus, zic 3 pe lângă 9 minus, pe lângă 10 minus 1, ca să fie și mai vizibil pentru toată lumea, și face 30 minus 3 și face 27. Într-adevăr, 3 ori 9, 27. Deci, până când în mintea ta se așează lucrurile acestea, asta e bine să faci. Dragilor, toți care sunteți acum în clasa a doua, a treia, să faceți înmulțirea acum să învață, puneți mâna și faceți acest lucru de care v-am spus mai devreme, pe care l-am spus mai devreme, așa în fel încât să reușiți să prindeți lucrurile. Și dacă, mă rog, vrei să te convingi, ai și căieți sub căiețelul tot, tu ești serios cu tine. Da. Ai și tabla mulțirii puse acolo și vezi, metri 27, te verifici. Da? Te verifici. Și încep. 9 ori 3, 27. 2, ținem minte, cum zice, 2 ori 9, 18, și mai departe. Și te uiți acolo să-ți confirmi. Și în felul ăsta, testându-te pe tine mai întâi, dacă știi, și verificând, se pune, cum se așează în mintea ta foarte bine lucrurile. După care, după ce obțin rezultatul ăsta, împarți rezultatul la fiecare din cei doi, ca să faci și operația de împărțire. Să faci și munca asta, asta prin clasa, sfârșitul clasei a treia, cred să faci împărțirea, da? În felul ăsta, dragilor, tabla mulțirii este exersată. Și exersezi pe ea și exersezi încât n-ai cum să nu o pui la punct. N-ai cum să nu o pui la punct. În final, am spus că s-a lucrat totul numai mulțimea asta a numerelor naturale. Da? Și în mulțimea numerelor naturale am avut adunarea, înmulțirea și împărțirea. Ei, iată să vedem acum cum anume Ștefania, sau ai venit tu și la întâlnirea cu mine, lecțiile anterioare, sau a venit Darius, am impresia, Darius era cel care mi-a adus o fracție, cam așa. Să se determine X așa încât 17 supra 3X plus 1 să fie număr natural. Ai participat la exercițiile astea, nu? Da. Apropo de fracții, nu? Acum tu ești la fracții, dar mai multe noțiuni ai tu la fracții. Ce înseamnă fracția? Încă din clasa a patra ai întâlnit-o. Împărțirea. În loc să spui 17 împărțit la 3X plus 1, spui 17 supra 3X plus 1. De fapt, aici s-ar ascunde așa. 17 să se împartă la 3x plus 1, așa ar trebui tradusă, da. Să se împartă sau să se dividă, da. Să se împarte exact, adică să n-ai rest. Deci a spune că rezultatul ăsta e număr natural, este ca și cum ar spune că 17 să se dividă la 3x plus 1. Da? Asta ar fi ideea. Bun. Și acum, la întâmplare, să începem să punem X aici, naști cu putință. De ce? Păi am o infinitate de valori naturale care se înlocuiesc, nu? Și atunci, când 17 se împarte la 3X plus 1? Asta dacă și numai dacă, se divide la 3X plus 1, dacă și mai dacă. Ăsta de aici este un divizor al 17. Da. Adică 3X plus 1 să aparține mulțimii mulțimii divizorilor lui 17. Chiar așa, deci de 17, care e formată din ce elemente? 1, 17 și atât. Da, nu mai era. Deci 1 și 17, că este da, număr prim. Din cauza asta, nu are alt divizor. Și atunci spunem 3x plus 1 de aici înseamnă 3x plus 1 să fie egal cu 1 odată, da. Din care rezultă că 1 și cu 1 putem renunța stânga-dreapta. Și înseamnă 3x egal cu 0, adică x egal cu 0. Și cealaltă variantă, 3x plus 1 egal cu cât? Cu 17. Ceea ce am însemna echivalent cu egal cu corect.
Și... 3 ori cât se facă 16? După știința mea, nu este nicăieri în tabla mulțirii. Nu, că de aici x-ul cât păi da? 16 împărțit la 3, da? Da. Care nu e număr natural. Pune numai spațiu vertical. La întrebarea ce x să punem aici ca să fie fracția asta număr natural, răspunsul doar x egal cu 0. Da? Da? Iată, am să-ți formulez acum o altă problemă. Să se determine mulțimea a mari egal cu toți acei x numere naturale pentru care, că știm bine, nu? Apropo de mulțimi, pentru care, cu proprietatea că 22 supra 5x minus 1 este număr natural. De ce x îi punem aici? În mulțimea asta, ce x îi punem? Ca după înlocuirea de aici să facă număr natural. Păi, putem scrie ca 22 împărțit. Da. Deci ar însemna că 22, deci scrim așa, hai să scrim ca să priceapă tot omul, știi că la redactare e toată esența problemei. Deci 22, traducem proprietatea. Da. 22 supra 5x, condumă. 5x minus 1 aparține lui N. Aparține lui N. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. 22. Așa. Se divide. Se divide. Da. Se divide la 5x minus 1, nu? Da. Se împarte exact. Asta înseamnă. Deci 22 se divide la 5x minus 1. Adică cine să fie echivalent cu 5x minus 1? Să fie cine? Să aparține mulțimii? Mulțimii divizorilor lui? Divizorilor 22. Adică să fie printre divizorii 22. Da. Și 22 are ca divizor 1 și 22 și... Deci îl are pe 1, 22 și... 11. Da. Și 2. Și 2. Perfect. 11 și 2. Și luăm pe rând. O dată. 5x. Minus 1 egal cu 1, 5x egal cu 0. Nu, cu 2, că e minus 1. A, da, da, 2. Da, da. E scăderea, rezultatul, da. 5x egal cu 2. Okay. Și atunci? X egal cu 5 împărțit la... Nu, cu 2 5. Împărțit. Da, 2. 2 împărțit la 5. 2 împărțit la 5. Și nu este număr natural. Da. Nu se face împărțire exact. Deci nu este. X-ul ăsta nu e bun. Altă variantă. 5x. 5 ori x minus 1 egal cu 2. Nu, minus 1 perfect. Egal cu 2. Da, egal da, da. Cu 22. 22 foarte bine. Acum. 5 ori x egal cu 23. Corect. X egal cu 23 împărțit la 5. Și nu se împărte exact pentru că ultima cifră nu e 5 sau 0. Corect. Nici nu discutăm. Deci nu aparține lui el să fie sănătos și acesta. Acum, altul. 5 ori x minus 1 egal cu 11. Da. Și acum, 5 ori x egal cu 12. Da. X egal cu 12 împărțit la 5 și nu se împarte. 12 împărțit la 5 și nu mă aparține lui el. Acum, 5 ori x minus 1 egal cu 2, 5 ori x egal cu 3, x egal cu 5 împărțit la 3, care nu merge. Nu 5 împărțit la 3, atenție! 3 împărțit la 5. Așa, 3. Deci ăsta din dreapta împărțit la ăla, da? X egal cu 3 împărțit la 5, care nu e număr natural. Și am testat pe toți, nu? Da. Niciun X nu am găsit aici bun. Niciun X natural. Și cere așa toți X și naturali, încât asta să fie... N-am găsit niciunul. Și dacă nu am găsit niciunul, spune că asta e egal cu mulțimea vidă. Deci asta vă spun. E egal cu mulțimea vidă. La revedere, nu am ce să discut despre mulțimea aceea. Da? Frumoase găsițele astea. Mai facem? Ia să mai vedem încă unul. Că merge foarte, foarte frumos. Așa.
Asta erau ieșițile care venea Dares și erau destul de pipărate. Da. Când era un număr, mai mergea. Mai facem unul și un număr, dar facem și când e X-ul sus, atunci da. E ciudățenia mare. Că așa, acolo când e un număr sus, ne vine la îndemână, pentru că ce facem repede? Păi facem următorul lucru. Împărțim, când e un număr, vedem divizorii. Da. Ăsta e secretul. Deci e o problemă simplă când ni se dă sub forma aceea. Dificil este când ni se dă sub forma fracția aceea este are necunoscută și la numărător. Atunci avem lucru dificil de rezolvat. Și trebuie să spun că chiar nu-mi place. Dar avem încotro. Ia să zicem așa. Că e și 2 plus 3. Probabil că a uitat. Da. A uitat când... Păi, da, Cristina, cred că nu mai bine. Și Paul, probabil că nu cu Cristina, nu știu, e povestea lor. Ieri a venit de la 5 jumate, cu Daria. Da. Și cu Daria, o fi înțeles că și cu Daria tot acum... Da. Habar n-am. Așa. Important este că noi ne facem treaba. Așa. Nu ne-am mai simțit de mult așa bine ca... Da. E un confort pe care îl avem împreună. Zice-mi așa, Daria. Daria... Ștefan. Ștefania. Uite, zicem, să găsească mulțimea mare, egal cu toți acei X naturali, pentru care, să spunem, 15 supra 3X plus 2 este număr natural. Te rog să... Păi, 3 ori I, adică 15 pe 3 ori X plus 2, nu poate fi scrisă. 3X plus 2 e număr natural, da. Dacă și numai dacă, așa zicem. Dacă și numai dacă, 15 se divide 3 ori la 3X plus 2, da. Da. Echivalent. Trebuie să aflăm divizoarea lui 15. Deci ăsta de jos, numitorul, așa se numește, numitorul trebuie să fie divizor. Deci 3x plus 2 este fie divizor al lui 15. Așa, deci zicem dacă și mai dacă 3x plus 2 aparține mulțimii divizorilor lui 15. Și așa ăștia sunt acum, și știm. 1, 15. Da. Astea sunt improprii, ți-ai minte, da? Da. Patru, nu, 3. 15 nu se împarte la 4. Nu. Ești la 2? La 3. La 3? Da, la 3. Și la? Și la 5. 5. La 3 și la 5, cred că da. Da. 15 e egal cu 3 ori 5. Uh-huh. Da? La 3 și la 5. Și începem acum. Și acum, 3 ori X plus 2 egal cu 1. Deci luăm varianta 3 ori X plus 2. Egal cu 1, ce aici ar fi echivalent? Echivalent cu 3 ori x egal cu 2 plus 1, 3. Nu, atenție că nu-i scădere. Păi, când e adunare, scădem da. Din 1. Da? 1. 1 minus 2. Da, 1 minus 2 și nu se poate. Da. Știi, așa era în limbajul vechi, dar acum știi că-ți face aici. Ca pentru noi, așa că nu ne vede nimeni, 1 minus 2 face minus 1, restul. Adică e vorba că ai datorie, da? 1 minus 2 este minus 1, dar nu lucrăm încă în mulțimea asta. Școala românească nu vrea să accepte asta încă. E treaba lor. Dar așa se întâmplă că termin clasa 12 și nu știu încă legea semnelor. Altă variantă. 3x plus 2. 3x plus 2 egal cu 15. Așa. Acum, 3 ori x egal cu... 13. Corect. X egal cu 13 împărțit la 3. Și așa. 31, 4, 4 împărțit nu la se 3. Nu se împărțit. Deci 13 nu sunt, după ce știm noi, dacă ar fost 12 se împărțea la 3, da? Deci nu aparține, rezultatul ăsta nu aparține numelor naturale. Deci acesta nu este luat acum, în discuție. 3 ori X plus 2 egal cu 3. Egal cu 3. 3 ori X egal cu 5. Atenție! Scădere. Așa. Dacă ar fi fost scădere, adunam. Dacă e adunare, scădem din rezultat. Păi, că suma lor face 5,
din rezultat scădem pe celălalt. Și e 1. Da. Acum, x egal cu 3 împărțit la... Atenție! 3. Atenție! X egal cu... A, așa. Rezultatul 1 se împarte la 3, da? Da. 3 ori cât se fac 1? Deci x egal cu 1 împărțit la... 1 împărțit la 3. Care nu este număr... 3. Natural. Natural. Așa. 3 ori x plus 2 egal cu 5. Exact. 3 ori x egal cu 3. Da. Și x egal cu 3 împărțit la 3 face? X egal cu 1. Deci egal cu 1 care este număr natural. Și ce fericiți suntem, îl încadrăm că asta ne place. Dar nu trebuia să-l tăiem. Da, aparțin, deci este număr natural. Da. Bine. Și ăsta e ultimul. Ultimul și atunci mulțimea a marii conține câte elemente? 1. Un singur element, e vorba de elementul x egal cu 1. Să știi că numai 1, dacă îl înlocuim, sunt parte exact. Ia, 3 ori 1, 3 și cu 2 fac 5. Da, 5. 15 se împarte la 5 face 3, da? Da. Deci, întrebarea era ce x să punem? Răspunsul doar un singur element. Încolo poți să pui tu oricare număr natural și de fiecare dată împărțirea nu se mai face exact. Mai facem încă unul. Vreau să meargă și nu fără greșeală. Bine. Da? Deci mulțimea B, hai să zic așa, egal cu toți acei x naturali, pentru care să spunem 16 supra 4x minus 3 este număr natural. Acum, 16 pe 4 ori x minus 3 mai poate fi scris, adică aparține numerelor naturale. 16 supra 4 ori x minus 3 aparține numerelor naturale. Așa cum cere condiția. Da. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă 16 se divide la 4 ori x minus 3. Da. Și atunci 4 ori x minus 3 aparține divizorilor lui 16 care aparțin mulțimii. Da. Care sunt? Divizorii 16 care sunt următorii? 1, da. 16. Asta e improprii. După care? Da. 8, 2. Da. 3 și 6. Ia zi, 3, 16 se parte la 3? Nu. 18. Atât. Și 4. 4. Da. Și 4 este bun. 16 se parte la 4, că e 4, nu? Dar nu ai pune și 4, că nu se, într-o mulțime nu se repete elementul. Ăștia sunt divizori. Și începem. Și acum. 4 ori x minus 3 egal cu 1. 4 ori x egal cu 4. Perfect. Acum x egal cu 4 împărțit la 4. Da. Și x egal cu 1. Deci x egal cu 1, care este număr natural, și îl încadrez că vreau să spun că îmi place după el, de el îl voi lua în seamă. Ce luăm? 4 ori x minus 3 egal cu 16. 4 ori x egal cu 16 plus 4. Plus 3. Plus 3, da, așa. Face 19. 19 și acum x egal cu 19 împărțit la 4 și x egal cu... Nu merge exact, deci nu e număr natural. Nu-l luăm. Acum 4 ori x minus 3 egal cu 8. 4 ori x egal cu 11. Da. X egal cu 11 împărțit la 4, x egal cu 4, care nu aparține numerelor naturale. Acum, 4 ori x minus 3 egal cu 2. Da. 4 ori x egal cu 5.
Da. X egal cu 4 împărțit la 5. Nu, atenție! 5 împărțit. Totdeauna dreapta, da? Da. 5 împărțit. Împărțit la 4. Și X egal cu... Nu este număr natural. Acum, 4 ori X minus 3 egal cu 4. Așa. 4 ori X egal cu 7. Corect. X egal cu 7 împărțit la 4. Și X egal cu... Nu merge. Nu e număr natural. Avem vreun element, să punem mulțimea B? Da, X egal cu. Corect. Deci egal aici, egal cu mulțimea formată din elementul 1. Deși B are un element, ca și data trecută, A a fost tot cu un 1 format, doar un singur element, mai înainte când am făcut X, a fost mulțime vide. Suntem foarte, foarte încântați când avem un număr aici. Da. Pentru că vom lua așa, toate variantele ca să fie ăsta de jos, divizoarea celui de sus. Uh-huh. E clar ca bună ziua, da? Da. Ce ne facem când avem X-ul și sus? Când la numărător se află X? N-aș vrea să-ți-l dau pe ăsta. Că nu-mi place deloc, dar știi... Învățăm, sigur că da. Dacă chiar nu ne place, încercăm să găsim idee ca să vedem cum anume. Oricum, dacă o să găsim idee, o să ne fie mai ușor la celălalt. Sigur că da, da. Deci asta este lucrul foarte, foarte important. Așa. Iată, dragilor, mă pregătesc de exercițiul ăsta care... Na. Da, și eu să-l dau, Dana, că... Totuși, eu mă oblig să mă faceți. Tu insisti? De data asta, când mă vezi că nu sunt atât de încântat, dar... Că pierdeți like-ul și share-ul. Da, așa. Nu mai dea dacă nu-l faceți. Da, 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 să le spun prietenii noștri să facă asta, să dea... Că ce urmează e o chestiune mai delicată, care nu prea îmi place. Asta înseamnă că trebuie să mă strădui, să o fac inteligibilă, să o fac să fie înțeleasă de voi toți, dragilor. Deci trebuie să găsesc o idee. Nu se poate. Iată cum. Iată cum. Mulțimea mare egal cu toți acei X naturali cu proprietatea că 3X plus 5 supra X plus 1 este număr natural. Da. Dar am făcut-o. Am pus-o pe tablă să văd ce fac acum. Ce crezi că fac, da? Șterg tabla. Șterg cât mai bine tabla ca să... Da, să fie foarte curată pentru exercițiu. Dar pentru exercițiu așa de frumos și interesant, da. Ea trebuie să fie curată. Curată. Eu cred că e destul de curată. Cred că trebuie să ne oprim. Acum și mintea mea e curată în legătură cu exercițiul ăsta. E prea curată, nu prea îmi place că e așa curată, dar hai să vedem. Știi ce mă gândesc? Să iau deoparte. Păi da, deoparte, adică... Deci 3x... 3x plus 5 împărțit la... X plus, da. La x plus 1 e număr natural, dacă și numai dacă. Da, 3 ori x plus 5 se împarte... Nu 3 ori x plus 5, da, 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 3 ori x plus 5, e zis bine, plus 5, se divide... Da, se divide la x plus 1. Da, x plus 1. Asta e. Dați like și share cât mă gândesc. Dacă l-am aflat pe primul, ar fi mai ușor. Adică să înlocuim pe aici, nu noi știm. Dar nu când în același timp se modifică. Ah. Se modifică cu același X și numărătorul și numitorul. Oh. Ai înțeles că e șmecheria? Deci e șmecheria că nu unul stă pe loc. Și ce? Da. Nu-i aici în cazul mare, că ăsta nu e o constantă.
să facem noi. Deci noi idei deștept. Deci avem nevoie de idei deștept. Dacă ar fi așa, 3x, nu, cum să zic eu, mă așteptam. Da. Nu mai așteptam. Dacă ar fi fost așa, 3x plus 3, totul supra x plus 1. Ce ai fi făcut aici? Păi eu scoteam pe 3 în factor. Aaa, deci egal mai departe cu 3, pe lângă, pe lângă x, plus, x plus 1. Foarte bine, x plus 1, totul supra. Totul supra x plus 1. Și acum? Și x plus 1 tot, da. Se duce cu ăsta tot, că la, nu? Când da. E același lucru și sus și jos. Sí. Da? Deci îl face 3 și dă cu 3. Da, 3. Adică tot timpul orice x am înlocuit, se împarte exact. Ia să vedem dacă este așa, că eu chiar nu vine să cred. Așa înțelegi eu, nu? Da. Indiferent ce x înlocuim, hai să-l zicem, pentru x egal cu 5. Ce devine? Atunci, devine 3. Scriu. Ori 5. 3 ori 5 plus 3 supra... Da, supra x plus 1. Adică x-ul același este, supra 5 plus 1. Da. 5 plus 1. Da, 5 plus 1. Și face. Și facem. Scoatem pe 3. Nu, facem calculul. A, 5 ori 3, 15. Și cu 3 de aici, 18. Și cu 3, 18. 18 supra 6. 6 care face 3, da? Da. Hai să o întâmplat, hai să luăm alt X. X egal cu 2. Da, dacă s-a întâmplat asta. Ia să vedem pentru X egal cu 2 ce? Cât face? Atunci o să fie 3 ori 2 plus 3. Da. Supra 2 plus 1. 2 plus 1. Adică 3 ori 2, 6. 6 și cu 3, 9. Supra. 9 supra 3. Așa. Adică 3. 3! Tu 3 dă și se împarte de fiecare dată. Ia să mai locul. Hai, X egal cu cât? Dă tu un X. Că l-am avut baftă. 7. 7. Și atunci? Și atunci asta devine 3 ori 7 plus 3. Supra 7 plus 1, adică 21 plus 3, 24, supra 8, adică 3. 3! Da, gata, m-am convins, așa este. Indiferent ce x locuim, totdeauna face 3. Că a scăpat de necunoscuta de sus și de jos, vezi? S-a simplificat. Da, dacă ar fi fost 3x plus 3, dar la noi 3x plus 5. Asta ar fi o idee. 2 plus 3. Asta ar fi o idee. Deci să luăm deoparte, ia să luăm deoparte. 3x plus 5 supra x plus 1 egal cum? Hai, te rog. 3 ori x plus 2 plus 3. Hai să zicem plus 3 plus 2. Da, 3 plus 2. Că știi tu de ce ai nevoie de 3 să se lipească de 3x? Da, da. Așa. Totul supra x plus 1. Scoatem pe 3 în față. Stai, grupăm așa. Ăștia, da, 2 da. Cu numitorul ăsta și primul 2 cu celălalt. Deci egal cu 3x plus 3. Plus 3. Dar se putea face, de ce te-am oprit eu? Din ăștia 2 scoatem pe 3 în păi factor. Da, scoatem pe 3 în factor. 3 pe lângă x plus 2 plus 1. Așa, și plus 2 în afară. Da, așa. Da? Plus 2. Și supra. X plus 1. Și egal acum. Și acum se simplifică. Păi zic, nu, n-am voie. Trebuie să-i duc numitorul asta și numitorul asta. Să rup în două fracții. Ah. Dacă două fracții, așa se adună când au același numitor. Nu? Deci vine 3 pe lângă X plus 1. Supra X plus 1. Și plus 2 supra X plus 1. Așa. Și acum asta toată. Da. Cu asta toată. Și ne dă? Și ne dă 3. Da. Plus 2 supra x plus 1. Deci fracția
3x. 3x plus 5, totul supra x plus 1. Deci fracția 3x plus 5 supra x plus 1. Mai poate fi scrisă ca fiind 3. 2 pe x plus 1. Și acum, ea devine număr natural. Dacă și numai dacă, cine devine număr natural? Asta care e. Ea e scrisă în două bucăți. 3 este număr natural, nu? 3 este. 3 este pe aici. 1, 0, 1, 2, 3, da? Deci ăsta este număr natural. Și atunci obligatoriu trebuie ca 2 pe x plus 1 să fie și el număr natural. Deci scriem așa. 3x, scriem așa, ca să fie, să înțeleagă tot omul. 3x plus 5 supra x plus 1 devine număr natural. Dacă și numai dacă, 2 supra x plus 1 devine număr natural. Dacă și numai dacă, 2 supra x plus 1 devine natural. Da, asta știu să fac dește. Da. E număr constant. Da, și să fie. Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, 2 se divide la x plus 1. Așa, adică x plus 1. X plus 1 ăsta să fie un divizor, nu? Să aparține divizorilor lui? 2. Care e formată? 2, 1 și 2. 1 și 2, atâta. 1 și 2. E număr prim. Da? E număr prim, sigur că da. Așa, și acum. Luăm pe rând. X plus 1 egal cu 1, X egal cu 2. Nu, atenție. 1, 0, 0. 0, 0. Deci, cine și cu 1 să facă tot 1? Da. Numai 0. X egal cu? 0, subliniem, îmi place, și e număr natural. X plus 1 egal cu 2 și atunci x egal cu 1. X egal cu 1. Și e bun. Și ăsta e bun. Adică x egal cu 0 și x egal cu 1. Deci mulțimea cerută e formată din două elemente. E vorba de elementele 0 și 1. Ai, ai, ai. Am făcut exercițiu. Da. L-am făcut. Da, e superb! Deci numai dacă locuim pe 0 și pe 1 este adevărat. Ia să vedem dacă e adevărat. Acum am emoții, dacă nu o fi. Dacă nu o fi adevărat. Ia să luăm așa. Pentru x egal cu 0, fracția devine 3 ori 0 plus 5 supra 0 plus 1. 0 plus 1, care face? Și ar fi 0, 5. 5 supra? 5 supra 1. Și supra 1 care face 5. 5. E număr natural. Bun. Deci bun la ce este 3. X era cu 1 cel probabil, da? Da, X egal cu 1. 3 ori 1 plus 5 supra 1 plus 1. Și mai poate egal cu 4 plus 5, 9. Nu, 3 ori 1, 3. Ah, da, 3 ori 1, 3. 3 și cu 5? 3 și cu 5, 8. 8 supra? 8 supra 2. Care face? 4. 4. Care e număr natural. 4 e număr natural. Iată că avem x egal cu 0 și x egal cu 1. Bune! N-am spus prostii. Deci cu 0 și cu 1 e bun. Hai să vedem dacă nu cumpi oricare. Dă tu așa un număr și vezi că nu mai merge. 6. Pentru x egal cu 6, n-ar trebui să fie bine, ar trebui să fie rău. Ar fi 3 ori 6 plus 5. Supra 6 plus 1. Care face? 3 ori 6, 18. Da. 18 cu 5, 23. Da, 3. Da. 23 pe 7. Nu merge. Nu este număr natural. Dacă era... A, fi fost grav? Dacă ne dă număr natural, ar fi trebuit să-l găsim aici. Da. Ori noi am gândit cu foarte multă grijă poanta asta mi se pare formidabilă. Că l-am descompus. Pe 5. Hai să spunem. Ce să facă prietenii noștri? Să dea un like? Și un share. Că aici a fost ideea cea mai deșteaptă. Pe 5 l-am rupt în 3 și în 2. Da. Pe urmă, am spus în factor comun. Pe 3. Am distribuit numitorul și la asta și la cealaltă, de la cei doi termeni. Da? Da. Așa se adună două fracții care au același numitor. Și scăpăm aici. Apare o constantă și... Aici se așează frumos exercițiul. Că se mută problema de aici
Unde? La 2 supra x plus 1 să fie număr natural. Și de ce? De asta știm să facem. Da. A face exercițiul acela înseamnă a face pasta, fracția asta număr natural, dar pasta știm să o facem. Mai uităm o dată, nu vine să șterg tabla. Îmi vine să mă tot uit la el. Înainte vreau să ștergeți în continuu și acum. Acum nu mai vine să șterg pentru că mi se pare foarte tare chestia asta. Deci nu ne mai, nu mai ne speriem. Deci când avem și necunoscută sus, facem așa. Descompunem așa fel încât... Asta, să putem comun. Scoate factor comun, să punem pe ăsta de jos în evidență. Da. Ca să putem simplifica. Deci asta este șmecheria. Deci rupim pe ăla de acolo, numărul liber, în două bucăți deștepte, puteam să duce și 1 și 4, și 1 și 4, că tot ce-și face. Da. Dar nu ne făcea niciun serviciu 1 și 4, că nu puteam scoate pe 3. Comun. Sau pe 4, îl mai puteam scrie ca 1 plus 3. Dar de ce să rupem așa? De ce să facem la început treaba bună? Da. Deci mergem... Cât mai am eu nevoie, mă, ca să scot pe 3 factorul comun? De cât am? Pe 3 am nevoie ca să scot factorul comun. Deci de aici plecăm. Și pe 5 îl scriem ca 3 și 2 din cauza că avem noi nevoie de 3. Da, da. Noi ne scriem, zi. Dacă acolo n-am fi scris 3 ori x plus 3 plus 2 și scriam 2 plus 3, nu mai puteam să... Bă, da! Tot atât de bine, dar eu știi, am pus vecini. Ca să se vadă ușor de scos în factor comun. Și 2 plus 3, tot aceeași poveste, doar atunci are cum toate. Dar lucrăm pe 3 cu 3 de dincolo. Dar de ce să ne pune vecine așa, ca să se simte și ei bine. Pe 3 și cu 3. Dar să se vadă foarte bine, să se simte bine și să... Da. De ce am făcut chestia asta? Deci, Stefania, este spectaculos de interesant. Cum anume poate fi făcut un astfel de exercițiu? Prietenii noștri să vadă cu grijă exercițiul ăsta, să se uite acolo unde n-au înțeles, mai repetă o dată de două ori și eu să repet acum, ca ei să găsească asta. Nu? Cum nu mă dau eu plecat de la exercițiul ăsta, așa nu trebuie să dea ei plecați de când vizionează lecția asta. Să spun mai ce chestii. Rupim convenabil, hai să zicem. Da. Rupim convenabil termenul liber, care nu conține pe X, ca să ne facă mare serviciu când lucrăm acolo mai departe. Bun, mai facem încă unul, că chiar mi-a plăcut. Hai să zicem așa. Aici te las pe tine că îți șterg eu tabla. Da? Da? Serio, n-am avut baterie? Mai este. Ce ai tu aici? 48, hai să se opresc dacă vine vorba, nu? Da.